Angajați din sănătate din toată țara au protestat astăzi la București. Pregătiți cu pancarte, fluiere și vuvuzele, aceștia și-au strigat nemulțumirile în fața guvernului. Din județul Olt, angajați de la toate spitalele s-au alăturat protestului. Lăsați cinezul, dragii noștri! Uitați-vă la oameni ăștia nemulțumiți! Din județul Olt am fost 250 de membri de sindicat, a fost impresionant, din toată țara au fost peste 15.000 de membri de sindicat, nimeni nu s-a așteptat la o asemenea participare. Am fost chemați la guvern, am făcut parte din delegația care a mers la negocieri, discuțiile au fost destul de lungi și ne vom întâlni din nou pe 2 mai. Guvernul este dispus să facă toate modificările necesare încât să rezolve această situație, inclusiv modificări de hotărâri de guvern sau legi. Promisiunea fermă, certă, a fost că salariile care se vor acorda pe 15 mai, în momentul în care se vor acorda, niciun salariat nu va avea pierderi de venit. Sindicaliștii sunt hotărâți ca în cazul în care promisiunile făcute astăzi din partea guvernanților nu vor deveni realitate, începând din 11 mai să intre în grevă generală.